Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știi, zic, ala, hoțul neprins e negustor cinstit. Mi se pare că pe filosofia asta se bazează unii, să spunem, dintre politicienii noștri cu teze de doctorat furate, pardon, plagiate. Că așa se numește furtul în domeniul academic, plagiat, mai. Poate mai țineți minte că ministrul Lucian Bode, acum e ministru de interne, a fost la transporturi. Deci dânsul a fost acuzat de Emilia Șercan, jurnalista Emilia Șercan, a fost acuzat că ar fi plagiat o parte semnificativă din teza lui de doctorat, adică 64 de pagini din cele 194 ale lucrării. Și domnul Bode încearcă să blocheze acum în justiție verificarea oficială și serioasă a lucrării semnate de el. Aici s-a ajuns. Oricum, ca de fiecare dată în astfel de cazuri, când sunt suspectați politicieni influenți, a fost o aventură întreagă ca cineva independent să fi văzut și verificat efectiv teza. Lucrarea semnată de domnul Bode se numește, dacă nu știați, citez, Securitatea energetică și managementul resurselor la începutul secolului 21, România în context european actual. Deci domnul Bode este expert și în securitate energetică, în afară de transporturi și interne. Și, mă rog, cred, adică, poate le întreabă cineva cum facem acum cu prețurile la energie. Și cu că dacă are teză de doctorat în privința securității energetice, o ști dânsul ceva. Conducătorul tezei sale de doctorat a fost domnul Adrian Ivan, rectorul Academiei, la vremea respectivă, rectorul Academiei Naționale de Informație a SRI. Dacă înțelegeți, da? Teza a fost susținută în septembrie 2018 la Facultatea de Istorie și Filozofie de la Babeș-Bolyai, în Cluj-Napoca, și după apariția suspiciunilor de plagiat, teza a fost ținută la secret. Universitatea a respins cererile jurnaliștilor care voiau să vadă lucrarea. Au respins, au zis că a fost publicată și că atare nu ne interesează, merge și citiți. Găsiți-o. E publicată, nu... Da. Deci nu vă dăm noi. O avem, dar nu. Puteți să o vedeți. Mergeți și vedeți-o. Doar că ăsta e un truc ieftin, adică se indică o editură care ar fi publicat în principiu, că nu se poate verifica, ar fi publicat lucrarea, dar care zice că a epuizat stocul și cartea nu mai e de găsit nicăieri. Am bine, senzație? Pa. Da, bine, nu mai avem, gata, domne, s-a vândut ca pâinea caldă, s-a rupt mâini, adică mai e și o carte... S-a dat pe sub mână chiar. Mai e și ceva carte de matematică scrisă, înțeleg, de domnul Grindeanu, care tot așa se dă recompensă dacă o găsește cineva. Asta o să se vândă ca omagiu. Da. Știi, după Revoluție toată lumea căuta omagiu, că e... Nu, hai să râzi, pe vremea toată lumea vindea omagiu. Este o nuanță importantă. Corect, da. Bravo. Da, deci asta e hoțul neprins, negustor cinstit, Emilia... Enter Emilia Șercan, care a reușit totuși să analizeze și să verifice lucrarea și a descoperit plagiatul, 18,5% din conținut, aproape una din 5 pagini, la care se adaugă și mai multe grafice luate din alte lucrări, deci ar fi furat copiat și pozele. Că lucrarea avea și poze. La finalul lunii octombrie anul trecut, în urma scandalului public, Comisia de Etică de la Universitatea Babeș-Bolyai a anunțat că în urma unor verificări a descoperit că, de fapt, doar 2,9% din teza domnului Bode ar fi fost copiată din altă parte, un procentaj acceptabil. Pozele. Da. Au considerat atunci cei de la UBB. Deci 2,9% se întâmplă. Da. Poate e similar, poate a fost neatenție, nu știu ce. Doar că la insistențele presei, ei au admis ulterior că verificările n-au privit decât o mică parte din teza respectivă. De ce? Deci noi am verificat puțin și din puținul pe care l-am verificat... Am verificat numai... 3%. Da. De ce? Pentru că, după cum a declarat atunci la Europa FM, reprezentantul Comisiei de Etică, profesorul dr. Dacian Dragoș, citez, ar fi o muncă titanică fiecare teză să o analizeze așa. Nu există capacitate pentru așa ceva. Să se ia prin sondaj. Da. Nu am... Am răsfoit-o. Și din ce a răsfoit-o, mi s-a părut ok. Da. Atunci, după răsfoire, ministrul Bode a primit cu multă satisfacție concluzia Comisiei de Etică. Dânsul a postat pe Facebook, citez, doresc să salut publicarea rezultatelor evaluării UBB în urma analizei asupra tezei mele de doctorat. Verdictul UBB, Universitatea Babeș-Bolyai. Teza mea de doctorat este regulă. Salut asta, domnul Bode, fericit, a pus pe Facebook, a scris, a nu știu ce. Doar că, ce să vezi, demersurile de verificare au continuat pe măsură ce au apărut noi informații în presă și au devenit serioase, nu de formă. Iar acum domnul ministru a dat în judecată Universitatea cerându-i să oprească verificările.
asupra lucrării semnate de el și față de care există suspiciuni de furt. Citez, iată ce scrie Minia Șercan în publicația Presoan. Procesul deschis de ministrul Lucian Bode în urmă cu 4 zile la Tribunalul Sălaj are ca obiect decizia prin care Comisia de Etică s-a autosesizat după ce am publicat în premieră probe care demonstrează că ministrul de interne a plagiat cel puțin 18,5% din teza sa de doctorat. Am încheiat citat. Deci acum, domnul Bode nu mai saluta ancheta, ci vrea să o oprească, scriu Presoan și G4 Media. De ce? Păi el o fi salutat de la revedere. Da. Și atunci... Dacă a salutat-o când a ieșit bine. Că adică n-a salutat-o de bine ai venit, dragă, da, anchetă. A salutat-o de pa. Păi, frate, este totul de o ipocrizie cum te îngrozitoare. Adică atunci când oamenii ăia s-au făcut că verifică și le-a ieșit bine, a zis, bravo, sunt și mai buni. Acum că spun, nu, chiar am vrea să verificăm serios. Na, nu, în justiție. Nu se poate, trebuie. Sunt și enervanți ziariștii ăștia, da, știi? Adică totul se terminase, au insistat ei. Da. Băi, dar de ce? Adică ce-i de ascuns? Nu vrea să lămurească lucrurile? Dânsul susține sus și tare că n-a copiat nimic. De ce vrea să oprească un demers care ar urma să arate adevărul? Care e? Acum am senzația că am trecut de la hoțul neprins, negustor, cinstit, la cheluș pune mâna în cap. Știți că așa, cred că e numai în proverbe. Da. Apropo, știți cine mai încearcă să oprească ancheta asupra tezei sale de doctorat și a marcată de suspiciuni serioase de furt, tot în justiție? Domnul prim-ministru Nicolae Ciucă. Prin intermediul aceleiași case de avocatură, e o casă foarte mare de avocatură, și domnul Ciucă încearcă să blocheze în justiție analizarea de către CNAT cu a tezei sale de doctorat. Nu vă dau voie să verificați dacă am furat ceva sau nu. De ce, mă, dacă... Adică dacă n-ai furat, de ce te opui? Bine. Nu înțeleg, nu înțeleg, serios. Care e treaba? Care e principiul aici? Mai știți cine făcea așa? Foștii miniștri deveniți parlamentari, pentru care parlament, că nu mai există imunitate parlamentară, ni se spune. Dar parlamentul trebuie să încuvințeze începerea urmăririi penale. Adică procurorii au o suspiciune și ar vrea să vadă. Trebuie să ceară voie. Dar trebuie să ceară voie. Putem să vedem dacă domnul a furat ceva? În general, nu. Și parlamentul zicea, nu. De ce nu? Nu, nu. Și avem niște cazuri faimoase. Sunt parlamentari, foști parlamentari, foarte vocali, care au avut astfel de suspiciuni și în cazul cărora s-a oprit nu procesul la tribunal, ci întrebările, ancheta, adică procurorii nici nu li s-a dat voie procurorilor, prin vot politic, să vină să întrebe. Și mă întreb, acum, sigur, domnul ministru Bode și domnul prim-ministru Ciucă, deși atacă în justiție încercarea de a li se verifica tezele. Dar dacă ei ar avea dreptul să obțină prin vot în cadrul guvernului blocarea unor astfel de verificări, credeți că ar face-o? Mă întreb. Adică, având în vedere experiența din Parlament, credeți că ar face asta dacă ar putea? Doar că, uite, nu pot deocamdată. Foarte interesant. Dar uite că îmi dau seama acum, dacă tot am vorbit despre educație toată dimineața, nu știu niciun elev sau student care să fi gândit să conteste justiție dreptul profesorului să verifice dacă nu care cumva a copiat la teză. Ca asta ar fi. Adică dai... Băi, în câte procese m-aș fi băgat, da, dacă era așa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.